pregătit o viață întreagă, iar acum e gata să ne ia like-urile. Doamnelor și domnilor, să-l primim cu aplauze pe Ștefan Pușcașu. Bună seara. Mă numesc Pușcașu Ștefan. Sunt din Iași, dar locuiesc în Ploiești de 55 de ani, dar tot eșean mă simt. Și sunt căsătorit tot de 55 de ani cu aceeași femeie. Felicitări, bravo! Tot de 55 de ani iubesc aceeași femeie, dar dacă află soția, cred că mă trimite la doctorul Ciomu să-mi fac operație estetică. Poate nu află. Rochelarii noi. Vorbiți numai prostii, este un mini monitor în care are textul. Google Glasses. Google Glass, astea sunt. Am urmărit multe din emisiunile Ai Umor și am văzut că o parte din glumele, din vorbele de duh spuse de-a lungul anilor de oameni celebri, scriitori, poeți, nu se știu. Și atunci am zis, hai să adun cum am găsit în reviste, în ziare, la TV. Le-am notat și așa am adunat expresii, am zis eu, absurdități, niște expresii care le spui, dar te miri cum pot fi realizate sau... Dom'le, știi cum a apărut la început? Știi cum a apărut la început treaba asta? Părea că după atâția ani de zile a venit cineva care avea un laptop aici, avea foile și a venit să ne spună totuși cum să face treaba asta. Dom'le, televiziunea se face cam așa. Așa. Păi, să vă zic câteva din absurditățile adunate. Hai. Ce? Așa a fost să fie, să moară la autopsie. Cu o mână țin telefonul și cu cealaltă mă gândesc la tine, iubita mea. Dacă nu exista electricitatea, ne-am fi uitat la televizor la lumina lumânării. Asta o spune un oarecare George Gobel. Nu știu cine. Da, o auzisem. Ești analfabet? Scrie-ne azi și te ajutăm pe gratis. Eu vorbesc foarte mult la telefon. Luna asta, de exemplu, din 5.000 de minute cât am avut, le-am și consumat într-o singură oră. La Iași. În fiecare iarnă se întâmplă câte un frig cum n-a fost de 30 de ani. Da. Și la București. Da. Noroc că ți s-a stricat ceasul, că altfel nu te duceai să-l repare. Nerăspunzând la întrebări, cadavrul nu a putut fi identificat. S-a născut orfan de ambii părinți, care erau homosexuali. Deci nu mă stau să aibă și o continuare și mai tare. Da? Toată lumea are chelie. Numai că unii o au acoperită cu păr. Toată lumea moare la sfârșitul vieții. Alt capitol? Ștefan Pușcașu. 77 de anișori. Eu l-am denumit Omul și masa. Sunt așa demn și spun, urmează să dezgrop o glumă din 52. Întâmplări cu actori. O actriță și cântăreață spaniolă, Sarita Montiel, a vizitat România și a dat și un spectacol sau două la sala Palatului. Și unul privat pentru Ion Dichiseanu. Păi, după o melodie, două, după ce cânta, se ducea în culise ca să-și schimbe ținuta, să vadă lumea că are rochii multe și frumoase. Și Mircea Crișan a scos gluma, zice... Sarita Montiel, când a fost la București, a plimbat-o Ion Dichiseanu, iar la spectacol a prezentat-o Ion Dichiseanu. Mai cânta o melodie, două, se ducea în culise să mai dichisea, iar mai cânta, iar se ducea să dichisea. Închipuiți-vă ce ar fi întâmplat dacă o prezenta Ion Besoiu.
Vai. A avut așa o așezare și o... A avut un parfum foarte interesant acolo pe scenă. Părea un om pe care vrei să-l asculti, știi? Căruia vrei să-i dai credit și cu care ai foarte multă răbdare. Apropo de domnișoara care nu știa să definească prostul, eu știu dintr-un calendar de perete de, cred că are 50 de ani, un proverb chinezesc care este așa de frumos și spune: cine știe și știe că știe, e înțelept, ascultă-l. Dar cine știe, dar nu știe că știe, e adormit, trezește-l. Iar cine nu știe și știe că nu știe, e ignorant, învață-l. Iar cine nu știe și nu știe că nu știe, e prost, ocolește-l. Sper că mai e domnișoara aici. Ca să afle că nu e prost. Nu, domnișoara a plecat, a avut un drum lubrifiat și a dispărut foarte. Bine, mi-e pare rău că n-a mai stat. Eu... Și nouă ne pare rău, credeți-ne. Deci toți băieții din sală suferă. Am văzut din sala de unde am... De așteptare. Și chiar cum vi s-a părut, domnișoara? Cam de nivelul Andrei Tonciu. Nu mă aștept. La răspunsul ăsta nu mă aștept. What? Cum vi s-a părut, domnișoara? Nu știe că nu știe. Andreea Tonciu, când a fost întrebată cine a fost Constantin Brâncoveanu, zice, o stație de metrou. Da, această informație, de exemplu, de unde o aveți? De la televizor. Păi de la televizor și din presă, din auzite de la colegi și eu le-am notat și acum încerc să le valorific. Știți cum a făcut Anton Pan? De la lume adunate și înapoi la lume date. Numai la umor în aceeași audiție ai o nu știe că nu știe care face pe nu știu ce site-uri, nu știu cum, și cântă trap și apoi un minunat domn care să fie un fel de Anton Pan. Și încă nu s-a terminat. Băi, oameni bă. Vă mulțumim frumos, domnul meu. Vă mulțumim. Ai comedie fără pauză și porție dublă de ai umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play ca să vezi edițiile integrale ai umor și tot ce nu s-a văzut la TV. Hai, Antena Play!